Stilul modern de viață a adus și o adaptare mai degrabă empirică a unor tradiții și reglementări bisericești privind zilele de sărbătoare. Unul dintre subiectele care stârnește cele mai intense polemici este cel legat de folosirea unor electrocasnice în zilele marcate ca sărbători în calendarul ortodox. Într-o interpretare pragmatică, unii credincioși au considerat că de vreme ce mașina de spălat sau aspiratorul smart desfășoară activitatea respectivă, nu reprezintă o încălcare a dogmelor bisericești. De cealaltă parte, preoții susțin că interpretarea este simplistă și eludează semnificația profundă a zilelor de sărbătoare. În primul rând, pregătirea mașinii de spălat pentru ciclul de curățare, precum și scoaterea rufelor, presupun tot muncă fizică, deci ar fi încălcate interdicția de a munci într-o zi de sărbătoare. În al doilea rând, astfel de activități per perturbă liniștea care ar trebui să ne inspire la preocupări spirituale. Ne oprim de la lucruri prin care ne preocupăm de cele materiale și ne preocupăm de cele spirituale. Din acest motiv nu punem nici mașina de spălat, nici cuptorul de la aragaz, nici mașina de tocat, nici alte lucruri prin care de fapt noi nu facem ceva anume. Face mașina, face roboturi, dar face pentru nevoile noastre. Toate acestea le facem atunci când trebuie, adică în afara sărbătorilor. Chiar dacă eu, de exemplu, merg la biserică, pun mașina la spălat și atunci când mă întorc, găsesc și hainele spălate. E ca și cum v-ați duce la cineva în vizită, v-ar primi, dar în același timp pornește mașina de spălat. Altcineva pune aspiratorul, face lucruri care ar trebui făcute până ați ajuns dumneavoastră să vă vizitați prietenul. A explicat unul dintre cei mai cunoscuți teologi, preotul profesor dr. Vasile Gavrilă. Relatează realitatea.net.